Salutare, salutare și bine v-am regăsit la NewsX. Sper că v-a adus moșul tot ce vă dorați și, dacă nu, încă mai e timp. Cine știe, poate coltul moșului a rămas la vamă sau ceva de genul ăsta. Urările fiind urate, haideți să vedem cele mai bune jocuri din 2014 alese după îndelungi dezbateri, liste și voturi de către echipa GameX TV. A fost un an aglomerat cu o mulțime de titluri care se băteau să ne atragă atenția, de la proiecte AAA, de la studiouri consacrate la jocuri mai mici. Iată nominalizările noastre pentru cea mai bună poveste din 2014. South Park The Stick of Truth, un RPG șarmant dezvoltat de Obsidian, în care aveai ocazia să admiri zombii naziști și să fii asaltat sexual de către extraterestri. The Wolf Among Us, o aventură plină de magie și dramă semnată de Telltale Games, ai un joc în care personajele de basm invadează realitatea noastră. Sezonul 2 din The Walking Dead, semnat tot de Telltale Games, care ne-a pus în mijlocul apocalipsei cu zombii și ne-a pus să facem numai alegeri dificile. Și, într-un final, Grand Theft Auto 5, care nu urmărește unul, nu doi, ci trei protagoniști cu povești total diferite. Acum că am văzut cine a intrat pe lista scurtă, câștigătorul Best Story este... The Wolf Among Us de la Telltale Games. No, whoa, hey! You've got something on your face. Fuck are you talking about, you stupid... Action Adventure este o categorie foarte largă și după îndelungi discuții, nominalizările noastre arată astfel. Alien Isolation de la Creative Assembly, un joc survival horror în care accentul este pus pe Amanda Ripley, fica faimoasei eroine din filmul Alien. Infamous Second Son de la Sucker Punch, o extravaganță open world care te dotează cu superputeri care mai de care mai explozive și apoi te întreabă dacă vrei să fii de partea băieților buni sau a celor răi. Assassin's Creed Rogue de la Ubisoft, un joc care rafinează rețeta aventurilor cu asasini și ne prezintă cum stă treaba de partea cealaltă a baricadelor alături de templieri. Și, last but not least, Middle-earth Shadow of Mordor de la Monolith. Dacă toți ne așteptam la un joc de acțiune mediocru cu o poveste total separată de opera lui Tolkien, producătorii lui Shadow of Mordor ne-au surprins cu un joc de acțiune memorabil. Iar câștigătorul este Shadow of Mordor cu aventurile lui Talion. Happy anniversary, my love. Talion, this is beautiful. Where did you find it? I still have a few friends left in Gondor. Trecem acum la Best RPG, unde nominalizările arată astfel. Wasteland 2 de la In Exile și Obsidian Entertainment, un RPG așezat într-o lume devastată de un război nuclear și continuarea unui joc clasic apărut în 1988. Creat cu fonduri obținute dintr-o campanie uriașă de Kickstarter, Wasteland 2 este poate cel mai de succes proiect din zona de gaming și crowdfunding. South Park The Stick of Truth de la Obsidian, pentru că sonde anale, extraterestri, Cartman și nebunii, totul ambalat într-un RPG care nu te lasă să te plictisești. Divinity Original Sin de la Larian Studios, un alt proiect finanțat prin Kickstarter, un prequel pentru deja faimosul Divine Divinity și un cadou perfect pentru cei pasionați de turn-based combat și modding. Dark Souls 2 de la From Software, un nou exercițiu de masochism și game design excelent care a uimit prin mecanicile sale de co-op. Lords of the Fallen de la Deck 13 și CI Games, un joc descris adesea ca fiind un amestec de Dark Souls cu Darksiders pentru cei care vor un RPG întunecat, dar nu vor să-și tocească degetele pe controller. Alegerea GameX TV pentru RPG-ul anului 2014 este South Park The Stick of Truth. Competiția a fost strânsă, dar în final glumele cretine și umorul bolnav au învins. Dude, that was awesome! You were all like, beam, and clap, and all like, nah, nah. Okay, you prove yourself worthy, douchebag. Now come inside the war tent and I shall let you see the relic. Pentru best shooter, aceste jocuri intră în arenă. Far Cry 4 de la Ubisoft, care te aruncă în vârful munților Himalaya pentru a lua parte la o rebeliune sau a te bate cu Honey Badgers mult prea agresivi. Call of Duty Advanced Warfare, un joc futuristic ce a reușit să împrospăteze bătrâna franciză și l-a târât în mijlocul gogoașei și pe actorul Kevin Spacey. Destiny, mult așteptatul proiect next gen de la legendarul Bungie și un joc care, deși pune accentul pe grinding, rămâne după luni întregi la fel de distractiv. Titanfall, un joc anticipat de data aceasta de la un grup nou format din vechii developeri Call of Duty, un titlu bazat în întregime pe multiplayer și cu accentul pus pe acțiune și orizontal și vertical, Titanfall este debutul exploziv al celor de la Respawn Entertainment. Wolfenstein The New Order de la Machine Games, o nouă poveste din seria care a dat naștere shooterilor moderne. Acțiune non-stop și o mare varietate în modul în care abordezi o luptă plus mecanici de stealth. Cam ăsta ar fi rezumatul noului Wolfenstein. Iar alegerea noastră pentru Best Shooter din 2014 este Far Cry 4 de la Ubisoft. All choices have consequences, RJ! I've given you
Ne-am aventurat în lumi fantastice sau futuristice, ne-am emoționat cu povești memorabile, acum să vedem ce ne-a făcut să tremurăm. Iată nominalizările la categoria Best Horror. Alien Isolation și atmosfera sa plină de tensiune în care fiecare coridor îți dă fiori reci. Five Nights at Freddy's, un hit în lumea jocurilor indie care a devenit viral datorită clipurilor cu reacții postate pe YouTube și datorită poveștii total bolnave care te face să nu te mai apropii vreodată de jucării de pluș. Outlast, cu o perspectivă a la Blair Witch și un spital infect plin de personaje criminale, lucruri pe care trebuie să le înfrunți înarmat cu nimic. Mă rog, cu carențelul și cu camera de filmat. Și, într-un final, clasicul Slender, care și-a făcut din nou apariția în The Arrival. Dacă mai ai nevoie de detalii despre Slender, s-ar putea să nu fie un joc pe gustul tău. Iar alegerea noastră pentru cel mai bun joc horror al anului este Alien Isolation. Samuels! You're alive! It's Ripley! Ripley! Taylor, it's Ripley. We were getting worried. I made it! Where are you? We're at the transit station now. It's right by medical. Să trecem la cele mai bune jocuri multiplayer sau online ale lui 2014. Titanfall pentru luptele sale bazate pe lucrul în echipă și pentru multitudinea de moduri de joc și hărți. Destiny pentru acel je ne sais quoi care ne-a captivat de la lansare și până acum și care ține serverele pline ochi. Hearthstone pentru că inițial am zis meh, iar apoi ne-am găsit ca niște demenți încercând să construim cel mai tare deck. GTA 5 pentru că haosul Grand Theft Auto este memorabil pe cont propriu și o poveste legendară dacă joci alături de prieteni. Premiul pentru Best Multiplayer / online 2014 se duce către Destiny. O singură rugăminte aș avea. Data viitoare să lăsăm pe Peter Dinklage în King's Landing. La categoria Best Indie Game au fost atât de multe nominalizări și discuții că această listă a fost foarte, foarte greu de făcut. Transistor de la Supergiant Game, un RPG izometric colorat care amestecă acțiunea în real-time cu secvențe turn-based. The Forest de la N9 Games, un joc survival horror pe o hartă open world care, deși se află încă în alfa, a îngrozit sute de mii de jucători și i-a făcut să se sperie de conceptul de mers cu cortul sau cu avionul. Broken Age Part 1 de la Double Fine, o aventură point and click finanțată prin Kickstarter și o grafică superbă pe măsura poveștii. The Wolf Among Us, despre care am mai vorbit și la Best Story și proiectul care a dovedit că Telltale Games n-a avut doar noroc cu The Walking Dead, ci este unul dintre cele mai creative studiouri de jocuri. Câștigătorul Best Indie Game este The Wolf Among Us. The guy's got an axe in his brain. He's not feeling that. It's more from me. I'll kill you, you fucking bitch. Let me help you. Stingeți luminile, pregătiți aparatul de fum, faceți niște în sală, bateți din tobe, aprindeți iar luminile și ta-da! Nominalizările pentru Game of the Year 2014. Far Cry 4 de la Ubisoft, care ne-a făcut cunoștință cu un dictator carismatic și oponenții săi plin de idei revoluționare și care ne-a făcut să facem un măcel în rândul animalelor din Himalaya. Super Smash Bros. Wii U, un joc de fighting excellent de la Sora Limited și Namco Bandai, care ne-a ținut cu degetele lipite de console și ne-a reamintit de ce Nintendo este încă regele distracției. Alien Isolation, care a reinviat seria de jocuri Alien și nu ne-a lăsat să uităm de ce monstrul creat de Asher Geiger este unul dintre cele mai înfricoșitoare creaturi din istorie. Și Grand Theft Auto 5, pentru că altfel nu se putea. GTA este sinonim cu ce are gamingul mai bun de oferit, de la poveste la mecanici de gameplay și hărți enorme care te țin ocupat sute de ore. Alegerea GameX TV pentru Game of the Year este Grand Theft Auto 5. Cum altfel? Mai ales că 2015 va începe foarte frumos pentru PC gameri cu apariția acestui joc pe platforma lor preferată. Shut the fuck up! Thank you. Oh, my N-word, huh? What What's dog. Up, homie, huh? Oh. Oh. What a, is that how you act, huh, when a friend makes a mistake, huh? Aici se încheie premiile GameX TV. Nu avem atâta categorii ca prin alte părți, niciun trofeu fizic de dat, dar astea sunt recomandările noastre pentru jocurile de neratat din 2014. Până la viitoare, sărbători fericite! Vă aștept mai jos să-mi spuneți ce ați fi ales voi pentru Game of the Year și de ce. Salut!